Da, mama, hai! Mi l-am dorit foarte mult de 10 ani de când am văzut Hachiko. Personajul principal la maturitate e un Akita Inu, însă rolul de puiuț a fost jucat de un Shiba Inu. Și atât de tare m-am îndrăgostit de el, încât mi l-am dorit obsesiv în toți acești 10 ani, dar nu mă simțeam pregătită neapărat să am un câine. E foarte sociabil, sară pe toți căței, îi pupă pe toți, nu face nicio excepție, indiferent că sunt uriaș sau sunt minuscul ca el. Văd că nu ai stare când ieși cu el afară. N-am cum, condiție fizică. E imposibil, chiar îmi programasem un mers la sală, dar cred că nu mai are sens. Ați văzut câte calorii am ars, am alergat în continuu. În casă roade tot? Nu chiar tot. S-a apucat de o canapea pe care, din fericire, oricum aveam un plan să o schimbăm și atunci a găsit el o zonă cu burete și n-am fost pe fază când a început și și-a dus munca la capăt. Are momentele lui în care aleargă de bezmetic, dar nu ne deranjează, adică aleargă singur și aruncă singur jucăriile în aer, le prinde, sare. Am un somn foarte liniștit cu el. În prima lună nu l-am lăsat deloc în pat, i-am cumpărat lui un pătuț și a stat acolo, dar acum i-a rămas mic și era cu jumătate de corp afară și pentru că ne-a fost atât de milă de el, a tot cerșit să urce în pat. De ce ai urcat în pat? Știi că n-ai voie să urci în pat. Spune de ce? Nu ți-e rușine? Doarme la picioară pentru că lui place să aibă spațiul lui, intimitatea lui, nu suportă să fie sufocat și atunci când îl mai alintăm sau îl pupăm, pune stop cu lăbuța. La un moment dat zice gata, de ajuns. Sunt adorabile momentele de dimineață când se trezește și vine și dă câte un pupic așa de... Asta e alarma noastră mai nou, un pupic de la Kido. Ai mai avut până acum vreun animal de companie, o pisică, un câine? Am mai avut în copilărie un motan pe care fratele meu l-a numit foarte creativ Matra Fox. Era un motan foarte zăpăcit. Am avut și un câine lup, foarte inteligent, dresat, care mergea cu mine la cumpărături și îmi căra sacoșele. Ca la copii, atunci când ai unul, lumea te întreabă când îl faci pe următorul. Vă mai luați un câine sau rămâneți la unul? Următorul o să fie un omuleț, nu o să fie un câine. Nu putem să mai stăm foarte mult timp. Următorul an probabil va fi la fel de zbucimat ca ăsta și mai așteptăm puțin. Dar se apropie momentul, trebuie să vină. Are grijă de bebe. Da, o să-l hrănească pe bebe. Să-i schimbe scutecele, da, Kido, cât suficient am schimbat eu. O să fie bună pentru copil, Kido. O să fie bună japoneză.